Și eu votez Ovidiu Anghel. Votează pentru tine. Votează Ovidiu Anghel. E timpul să intrăm pe ușa din față. E timpul să redăm respectul buzoienilor. Votează pentru tine. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Fotografierea sau filmarea, prin orice mijloace, a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului la vot constituie contravenție și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Bună seara și bine v-am regăsit! Începem emisiunea Deale Buzoianului și în această seară l-avem invitat în studioul Campus TV pe domnul Ovidiu Anghel, este candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Buzău. Domnule Ovidiu Anghel, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara tuturor buzoienilor! A trecut prima săptămână de campanie, am intrat deja în a doua și aș vrea să știu ce s-a întâmplat până acum. Cum a fost pentru dumneavoastră prima săptămână de campanie electorală? A fost o săptămână în care împreună cu echipa de campanie am mers în cartiere să aflăm păsurile buzoienilor direct de la sursă. Am fost în micro 14, am văzut situația de acolo la sfârșitul circuitului de maxi-taxi unde trebuia să se afle o parcare pentru că primăria a distrus grădinile cetățenilor de acolo. Acolo trebuia să existe o parcare, trebuiau să facă un loc de joacă, trebuiau să facă străzile, trebuiau să facă trotuarele, de ce n-au fost făcute de peste 25 de ani cele din micro 14. Nu s-a făcut absolut nimic. Zona aceea cartierului Crâng 2, nu? Crâng 2, sigur că da. Este o zonă în care, într-adevăr, oamenii au reclamat de multe ori nefinalizarea acelui proiect cu parcarea. Înțeleg însă că nu sunt în perioada următoare planuri pentru cei din primărie de a duce la bun sfârșit acel proiect, pentru că nu ar exista fonduri. Ce le-a spus oamenilor când v-au vorbit despre acea problemă? Soluția există întotdeauna. Un prieten îmi spunea foarte clar, nu există, nu se poate. Numai proștii spun nu se poate, ca să fiu puțin mai exigent. Se poate, dar trebuie foarte multă implicare. În primul rând, primăria trebuie să se implice și să atragă fonduri europene. Proiectele ce privesc asfaltarea străzilor din municipiul Buzău presupun costuri foarte mari. Sunt proiecte de infrastructură. Deci cu bugetul local, care se ridică la peste 50 de milioane de euro, nu vom reuși niciodată să asfaltăm trotuarele, străzile din municipiul Buzău, cele peste 300 de străzi din municipiul Buzău. Aici trebuie un proiect de anvergură, un proiect de infrastructură, dar înainte de a asfalta și de a reda buzoienilor un climat normal, un climat în ceea ce privește străzile, trotuarele, spațiile verzi, rețelele de canalizare, rețelele de apă, trebuie să conturăm proiecte foarte clare provenite din fonduri, bugetate din fonduri europene și cu acest scop noi vom înființa în cadrul primăriei un departament special care se va ocupa de accesarea fondurilor europene. Chiar mi-am trecut câteva dintre programele operaționale regionale care puteau fi accesate până la momentul ăsta și care pot fi accesate. Este vorba de sprijinirea dezvoltării urbane durabile, axa prioritară numărul 4, este vorba de sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, asta este axa prioritară numărul 9. Deci dacă studiau și dumnealor de 4 ani de zile, de fapt de 20 de ani de zile, nu studiază nimic în ceea ce privește accesarea fondurilor europene, puteau să elaboreze până la acest moment o strategie integrată de dezvoltare. Și atenție, fără această strategie integrată de dezvoltare, nu se poate accesa niciun fond european. De exemplu, cheltuielile de patrimoniu, Spitalul Brătianu, Biblioteca Județeană, Spitalul Județean. Deci dacă n-ai o strategie, nu poți accesa fonduri europene. Dincolo de aceste lucruri, noi mai avem o mare problemă.
Nu s-a încercat accesarea acestor fonduri dintr-un simplu motiv. Fondurile europene nu pot fi furate. Ele sunt foarte bine monitorizate de către organele de control și este clar că de 20 de ani conducerea PSD-ului nu și-a dorit acest lucru. Puteam să avem. Exista Berdușa, Banca Europeană pentru Dezvoltare și Reconstrucție și-a exprimat intenția de a finanța peste 57 de străzi bugetarea realizării acestora. Nu s-a dorit încheierea unui acord cu banca respectivă. Deci bani sunt, ei trebuie atrași, trebuie accesați, însă trebuie să aibă cine să facă acest lucru și să-și dorească acest lucru pentru buzoieni. Aceasta este o mare problemă vis-a-vis de asfaltare. Deci asfaltare, nu peticire. Ceea ce vedeți dumneavoastră în Buzău este o peticire făcută cu bocancii, cu cizmele, cu lopețile. De fapt, toată lumea, toți buzoienii care au ieșit afară au văzut foarte clar cum se face asfaltarea la noi. Ați vorbit despre fonduri europene care nu au fost accesate din acest motiv că acești bani nu pot fi furați. Dar trebuie să aveți și o echipă de specialiști foarte bine pregătiți pentru a atrage astfel de fonduri europene. Ați identificat deja oamenii cu care veți lucra în acest sector? Da, există firme de recrutare care se ocupă de acest lucru și noi vom accesa acest lucru, vom face un contract de colaborare cu o firmă de specialitate și vom atrage specialiști care să se ocupe de accesarea fondurilor europene. Vă povesteam că fondurile astea nu pot fi furate, însă bugetul public poate fi furat. Și pot să vă dau un exemplu foarte clar. Și am documente care dovedesc lucrul acesta. Ce se întâmplă la compania de apă? După cum prea bine știți, compania de apă la noi prestează un serviciu care este printre cele mai scumpe din țară. Însă, tot din bani publici, din banii buzoienilor, această companie de apă a cumpărat cu 1.750.000 de euro un hotel. Pentru ce l-au cumpărat, numai dumnealor știu. Au făcut un împrumut la bancă de 1.500.000 de euro și ulterior au cumpărat un hotel, repet suma, 1.750.000 de euro din banii buzoienilor. Dați pe un hotel care cu o lună înainte de a fi cumpărat costa numai 750.000 de euro. Deci o am să întreb conducerea PSD și pe domnul Toma în direct. E coleg cu domnii care au făcut tranzacția respectivă, că stau la cafenele, pe bulevard, la domnul Tescaru, acolo. Unde este milionul buzoienilor? Milionul acela trebuie readus în bugetul local. Cred că cel mai nimerit ar fi aici este contractul de vânzare cumpărare. Toma în cadrul unei dezbateri, atunci când și domnul Toma pe domnul va fi Toma prezent în studioul nostru. Îl invit în direct și chiar propun ca următoarele emisiuni, toate, 3, 4, câte vor fi, să le facem sub forma dezbaterii, să le purtăm împreună. Prin intermediul dumneavoastră lansez această invitație să ne întâlnim și să discutăm pe proiecte. Eu nu folosesc ca PSD-ul atacurile la persoană. Nici la familie, nici la copii, în niciun caz nu voi folosi atacuri murdare, așa cum folosește PSD-ul. Eu vin cu documente și arăt cât au furat, de unde au furat, de altfel mai fac o promisiune buzoienilor. La începutul mandatului vom face un audit la toate societățile subordonate primăriei. Urbis, RAM, Companie de Apă, Sece Piețe Târguri și Oboare, Prescom. Dacă tot ați vorbit despre candidatul PSD, și dânsul a promis un audit. Păi dânsul nu poate face un audit la Urbis, de exemplu, pentru că la Urbis a fost director domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu este șeful dumnealui. Cum credeți dumneavoastră că vreodată va îndrăzni domnul Toma să-și auditeze șefii de partid, colegii care îi fac campanie în acest moment? Cum să-i auditez? A-i audita înseamnă să le controlez exact exercițiul managerial derulat pe cei 4-8 ani și să scot din evidențele contabile modul în care au condus acea companie. Este foarte clar că managementul nu numai că a fost defectuos, a fost dezastruos. Dovadă stau străzile, trotoarele și celelalte obiecte de activitate din statutul societăților respective. Deci niciodată domnul Toma nu va scoate la suprafață hoțiile, nu va scoate la suprafață ceea ce au furat cei din PSD prin intermediul acestor robinete, acestor societăți comerciale
până care s-a derulat bugetul municipiului Buzău. Și apropo de această chestiune, cum credeți dumneavoastră că domnul Toma, care a coordonat o întreprindere mare din Buzău, pe care a adus-o în faliment și de unde au plecat 4.000 de oameni dați afară de către dumnealui, da? Este vorba de Metalurgica, cu datorii la momentul ăsta de 303 miliarde lei, peste 60 de milioane de euro. Cum credeți că domnul Toma va putea să solicite celorlalți manager, da? Să le solicite foarte clar exercițiul pe care l-au efectuat, exercițiul managerial, când dumnealui a luat o societate, a dus-o în faliment, a dat 4.000 de buzoieni afară, da? I-a lăsat fără pâine și acum dânsul să ceară socoteală la Urbis, la Ram, la compania de apă și celorlalți colegi, da? Să le ceară socoteală când ei sunt de fapt cei care îi fac campanie electorală în acest moment. Deci ei fac campanie electorală în acest moment. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, înțeleg că se va face un audit la toate aceste societăți. Cu siguranță, da. Bineînțeles că vor fi schimbați și directorii. De ce ar trebui să creadă cei care ne urmăresc acum și cei care vă urmăresc pe dumneavoastră că noi directori nu vor fi tot numiți politic, de această dată se va schimba partidul în cazul în care veți fi ales dumneavoastră primar și de se aici va urmări tot crearea unui astfel de grup. Nu avem nicio legătură cu partidul. Noi aici facem administrație, nu politică. Să fim înțeleși de la bun început. Noi nu avem nimic cu angajații simpli ai acestor companii. Trebuie să specific acest lucru. Oamenii vin să-și câștige o pâine cinstit acolo. Și angajații companiei de apă, și ai Ramului, și ai Urbisului, și cei de la SC Piețe Târgu Jiu. Oamenii vin să-și câștige pâinea cinstit. De vină pentru dezastrul acestor societăți sunt managerii. Ei au gândit strategia, ei răspund cu capul de ceea ce se întâmplă acolo. Iar acea firmă de recrutare va rezolva și această problemă. Nu îi alegem noi. Sunt firme specializate care pot configura profilul unui candidat manager la o companie subordonată primăriei, da? Fără să avem noi absolut nicio legătură cu acest lucru. Despre aceste firme de recrutare ați vorbit și atunci când v-ați referit la oamenii pe care îi veți angaja pentru a atrage fonduri europene. Cu siguranță, da. Și am o întrebare de la un telespectator legat de acest subiect. Spune, cum angajează domnul Anghel la primărie personal pentru fonduri europene pentru că legea nu îi permite? Ba, ne permite să înființăm noi departamente în cadrul organigramei respective, organigramă care va fi modificată, va fi votată, da? Ne permite să înființăm, ba chiar este obligatoriu să înființăm astfel de departamente în toate unitățile administrativ-teritoriale. Ăsta este lucru pe care trebuie să-l facă toți primarii care vor să acceseze noi, ca să fim mai preciși și mai bine înțeleși de către buzoieni. Noi dăm Uniunii Europene în jur de 1,5 miliarde de euro anual. Asta este contribuția noastră la Uniunea Europeană, la proiectele Uniunii Europene. Și nu reușim să accesăm aproape nimic din banii respectivi. Asta e marea drama noastră. Deci nu trebuie să folosim bugetul local. Bugetul local trebuie să-l folosim pentru educație, trebuie să-l folosim pentru sănătate, chiar și pentru protecție socială. Noi trebuie să folosim pentru aceste lucrări foarte scumpe banii europeni. Asta e singura soluție, să dăm și noi o nouă față orașului ăstuia al nostru. O altă întrebare care se referă la același subiect, spune cineva, pentru a contracta o firmă privată pentru fonduri europene, trebuie să aveți dumneavoastră majoritate în Consiliul Local. Dacă nu veți avea majoritate, ce se va întâmpla? Eu cred că vom avea majoritate. Buzoienii au văzut foarte clar cine a condus acest oraș și acest județ de 26 de ani. Este momentul să facem lumină. În ce sens? Ori îi alegem, tot suntem mulțumiți de ceea ce au făcut de 26 de ani actualii conducători, ori alegem un alt proiect, alți oameni cu altă viziune pentru buzoieni. Deci este vorba de cei care au fost, adică trecutul, îmi spunea un prieten, hoți și cinstiți. Ăștia care au fost au demonstrat ceea ce au făcut, este vorba de PSD ca să nu există vreo confuzie. Noi venim cu un proiect foarte clar și vrem, în folosul și interesul buzoienilor, să punem în aplicare ceea ce ne-am propus. Asta se întâmplă după 26 de ani. Restul, pleiada asta de sateliți trimisă tot de PSD să candideze, ei și-au structurat foarte bine, zic eu, proiectul. Lansăm pe piață 10, 12, 13 candidați,
unul dintre ele de la compania de apă, unul de la RAM, unul de dincolo. Dumneavoastră spuneți că dintre cei 13 candidați la primărie... Cu siguranță sunt trimiși de PSD. Este vorba de PSD 1, PSD 2, PSD 3, etc. Aveți și dovezi pentru acest lucru? Cu siguranță. Unii sunt angajați la compania de apă. Dar poate că nu sunt de acord cu politica PSD-ului. Ați văzut dumneavoastră vreun angajat la societățile subornate care să declare? Sunt foarte mulți. Acum a spus o problemă foarte interesantă. Sunt foarte mulți angajați ai societăților subornate primare, care clar nu sunt de acord nici cu politica PSD-ului și nici cu politica administrativă pe care ei au derulat-o timp de 26 de ani în municipiul Buzău. Însă oamenii au o temere firească, normală. Le este teamă pentru serviciul lor, pentru pâinea lor. De asta nu au curajul să se manifeste public, dar o vor face în cabina de vot. Și pe această cale lansez acest apel. În cabina de vot, stimați buzoieni, sunteți singuri. Nu vă urmărește nimeni. Votul trebuie să fie foarte clar și precis. Pentru dumneavoastră, pentru viitorul dumneavoastră. Acolo nu vă mai urmărește nimeni de la PSD. Avem aceeași problemă cu fondurile europene și aș vrea să clarificăm astfel încât să înțeleagă toată lumea. Telespectatorii, unii dintre ei spun că legea nu v-ar permite. Dumneavoastră a spus că da. Și vă întreabă telespectatorul, probabil în continuare a mesajului de mai devreme, care ar fi această lege care vă permite să angajați oameni, dacă este cumva legea administrației publice? Nu, niciun caz. Deci, uite, am să vă mai spun despre două programe care sunt obligatorii de aplicat și pe care alte municipii le-au accesat la momentul ăsta. Este vorba de programul operațional capacitatea administrativă, POCA, prin care se poate moderniza, ăsta este adresat direct administrației publice. Ce presupune acest program operațional? Transparență decizională, adică modul cum se desfășoară licitațiile, contractele, concesionările, tot ceea ce ține de domeniul public și hotărârile de Consiliul Local, de se adresează cu linie directă. Și interacțiunea cu cetățeanul. Este vorba de plata taxelor și impozitelor de acasă sau înființarea unui birou unic unde buzoianul să nu mai alege până toată primăria din birou în birou să-și poată rezolva certificatul de urbanism, autorizația de construcție, ci să depună documentația și solicitarea dumnealui la un birou unic, după care să fie sunat într-un termen legal foarte scurt pentru a nu mai alerga de nebun, de bezmetic pe străzile și pe holurile primăriei. Ăsta este scopul nostru. Pentru asta trebuie să accesăm aceste programe operaționale. De asemenea, am o altă întrebare de la un telespectator. O să încerc să le citesc pentru că vin foarte multe. Este și foarte bine că intrăm într-un dialog. Aș vrea să le răspundeți telespectatorilor. Dacă tot ați vorbit despre candidatul PSD, spune un telespectator, cu polițiștii locali ce va face domnul Anghel pentru că domnul Toma îi dă afară? Aveți vreun plan pentru poliția locală? Deci eu nu cred că domnul Toma îi va da afară. Repet. Așa spune telespectatorul, nu l-am auzit. Nu știu de unde are informația. Ar fi bine să-l întrebați pe domnul Toma dacă îi dă afară. Nu, eu nu o să dau pe nimeni afară ca să fim luminați de la bun început pe aceste probleme. Însă vom institui clar criterii de competență, criterii de integritate, în primul rând, și în baza acestor criterii și a fișelor de post și a respectării fișelor de post respective, vom face și noi selecția respectivă naturală. Da. Nu? În general, nu vorbim în aceste emisiuni despre alți candidați, vorbim despre proiectul candidatului care este prezent siguranță, în studio. Siguranță, eu am vrut să aduc la cunoștința buzoienilor și vă spun și de ce. Aș vrea să-mi termin ideea, vă pentru rog. Că sunt câteva mesaje, de fapt mai multe, care se referă la alți candidați. Dumneavoastră ați acuzat mai devreme că... Am acuzat. Am prezentat niște documente foarte clare și foarte precise. Este vorba... Bun, documente referitoare la faptul că dintre cei 13 candidați, mulți sunt puși de PSD, nu ați prezentat, bănuiesc că nu le aveți acum. Și vă întreabă telespectatorii despre... Păi le luăm contractele lor de muncă. Unul lucrează și el și toată lumea din zona respectivă, e vorba din zona independentă, la compania de apă. Credeți dumneavoastră se că... Se referă un mesaj de la un telespectator la domnul respectiv poate... și spune că l-ați invitat în PNL, acum v-ați răzgândit. Nu, nu-l mai vreți chiar alături. L-am invitat să vină alături de un proiect foarte serios pentru a nu clar... Pentru a nu știrbi din voturile opoziției. De fapt, asta este ideea principală. Buzoienii trebuie să aleagă foarte clar între trecut și viitor. Nu pot alege intermediari. Nu există intermediari în această luptă a buzoienilor.
Invităm pe toți cei care cred într-un proiect al opoziției, un proiect care vine să rezolve problemele buzoienilor, alături de noi. Da. Despre ceilalți candidați chiar aș vrea să nu vorbim acum, o să vorbim în momentul în care vor fi în studioul nostru. Așa este corect, pentru că acum vorbim despre proiectele domnului Ovidiu Anghel și referitor la proiectul pe care dumneavoastră îl aveți, vă întreabă un telespectator de ce nu va prelua primăria bazinul olimpic și în același timp se poate construi și unul nou. Pentru că s-a mai încercat acest lucru și nu s-a reușit. Înțeleg că proprietarul respectiv nu are disponibilitatea de a colabora cu primăria municipiului Buzău. Însă noi am găsit o soluție împreună cu Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. E bine să ne explicați un proiect comun va fi colaborarea cu dumnealor, prin care dumnealor să pună terenul la dispoziție, noi să accesăm unul dintre programele și măsurile europene, să accesăm bani europeni și să facem un bazin olimpic pentru ca ai noștri copii să se poată dezvolta liber, să poată să meargă de la școală direct la cursurile de not și să îi creștem sănătoși și la minte și la trup. Asta a fost ideea de lucru. Cu bunăvoința dumnealor, a Arhiepiscopiei, reușim să facem un proiect de genul respectiv, în colaborare, administrație publică, Arhiepiscopie. Iar cu Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei avem mai multe proiecte comune pe care le-am propus. Să refacem, de exemplu, și să modernizăm toate aleile din cimitirele din municipiul Buzău. Cred că toată lumea merge să-și plângă apropiații, toată lumea merge să se refacă mental când merg în cimitirele respective și toată lumea a dat peste mizerie, alei inexistente, noroi, etc. Acele locuri sunt niște locuri sfinte, acolo ar trebui să mergem să ne recreăm, să ne împăcăm cu noi înșine și cu cei care au trecut într-o altă viață. Trebuie să redăm respectul acestor locuri. E o condiție esențială și de aceea ne-am propus ca pentru toate cimitirele, în parteneriatul pe care îl vom avea cu Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, să modernizăm toată infrastructura aceasta a cimitirelor și să avem grijă și de viitorul nostru. Sunt mai multe puncte în proiectul nostru și le vom discuta pe majoritatea până la finalul emisiunii, dar tot referitor la ceea ce ar trebui să faceți dumneavoastră în calitate de primar, în cazul în care oamenii vă vor alege, sunt câteva mesaje și aș vrea să vorbim despre sănătate acum. Vă întreabă un telespectator situația de la serviciul ambulanță din Buzău, ambulanța buzoiană. O cunoașteți și, de asemenea, ce rezolvare găsiți pentru UPU, Unitatea de Primiri Urgențe. Sunt probleme mari în Spitalul Județean, în cele două puncte unde ar trebui să meargă totul strună. Acolo unde ar fi vorba despre urgențe și despre un ajutor imediat oferit unui om care se află într-o stare gravă. În Buzău nu se întâmplă așa ceva de ani buni. Ambulanțele sunt puține. Atunci când vin cu întârziere. Am avut zilele trecute un caz prezentat de colegii mei în jurnal în care se arăta clar că ambulanța a venit după 40 de minute din momentul solicitării la un caz, căzuse o femeie în stradă undeva. Și în ce privește secția UPU și Spitalul Județean, cred că știți foarte bine că ele nu sunt în administrarea municipalității, sunt în administrarea Consiliului Județean, ca și entitate administrativ-teritorială. Însă acolo sunt niște medici extraordinar de buni. Trebuie să știți lucrul ăsta. Însă lucrează în condiții neconforme, ca și la serviciul de ambulanță. Sunt acolo profesioniști. La fel, țin clar de Ministerul Sănătății. Deci nu intră în subordinea municipalității, nu putem să le finanțăm. Cred că este, în primul rând, o subfinanțare. Cred că asta este principala problemă cu care se confruntă dumnealor, dincolo de baza tehnică, dincolo de aparatura medicală ce ar trebui să existe acolo. Cred că este vorba de o subfinanțare a sistemului. Însă noi avem o idee foarte bună vis-a-vis de sănătatea buzoienilor și ne-am gândit să înființăm un spital municipal. Ca și locație, încă n-am luat o hotărâre, sunt mai multe soluții.
Una dintre ele ar fi Spitalul CFR, pe care am văzut că și contracandidații mei au preluat-o și mă bucur foarte mult că suntem într-un consens general în privința înființării unui spital municipal pe care noi putem să-l administrăm, însă ca și proceduri sunt proceduri administrative puțin mai complicate. În sensul mutării patrimoniului de la un minister la altul, promovarea unor hotărâri de guvern în sensul respectiv, știm exact circuitul administrativ pe care trebuie să-l aplicăm, să înființăm la Buzău un spital municipal. Suntem printre puținele orașe, municipii, reședință de județ ce nu au un spital municipal care să deservească locuitori buzoieni. Pentru noi e un lucru foarte important și îl avem prevăzut în proiectul nostru. Și de asemenea, spuneați că într-adevăr spitalul județean intră în subfinanțat Consiliului Județean. L-am văzut în clipul dumneavoastră de prezentare pe domnul dr. Zoican și cred că e cel mai în măsură să vă prezinte problemele din spital. Domnul dr. Zoican este consilierul nostru și este un om extraordinar. De asta l-am și propus pe lista noastră de consilieri județeni, pentru că listele noastre și de consilier municipal și de consilier județean, în listele respective se regăsesc profesioniști din domeniile lor. Asta este important. Nu oameni politici, ci numai profesioniști. Da, mă întreabă un telespectator dacă primim telefoane în direct, fiind nu este o emisiune de dezbatere electorală, așa că vă așteptăm mesajele prin intermediul mesajelor scrise și întreabă telespectatorul respectiv dacă aveți în vedere în programul pe care l-ați pregătit pentru Buzău și persoanele cu dizabilități, dacă le propune și lor astfel de, în campanie electorală, le transmiteți mesajele într-un fel sau altul. Da, cu siguranță. Noi am pregătit și chiar pe lista noastră de consilieri se regăsește unul dintre membrii dumnealor. Suntem singurul partid care avem un membru cu probleme de genul respectiv. Și chiar avem o ofertă separată și dacă intră pe site-ul nostru, va găsi întreaga ofertă pentru dumnealor, pornit de la trecerile semaforizate, pornit de la obligativitatea tuturor instituțiilor de a corespunde din acest punct de vedere cerințelor legii în primul rând, și este foarte clar că nu sunt respectate, legea nu este respectată în acest moment în privința persoanelor cu handicap. Avem un proiect foarte serios, integral îl va regăsi pe site-ul nostru, fără nicio rezervă. Tot în proiectul pe care îl aveți dumneavoastră este un punct interesant, mai ales pentru șoferii buzoieni, dar și pentru pietoni. Spuneți că aveți un plan de semnalizare a circulației în municipiul Buzău și elaborarea unui studiu pentru fluidizarea circulației. Probabil că vă referiți și la acel studiu de trafic pe care primăria ar trebui să-l facă de mulți ani, dar nu s-a întâmplat până acum. Probabil că sunt greoaie procedurile de elaborare a unui astfel de studiu. Sunt costuri mari sau de ce nu se face? Repet ce am spus la începutul emisiunii. Trebuie să ai voință. Trebuie să-ți dorești să faci aceste lucruri pentru buzoieni. Noi ne-am gândit, de exemplu, pentru centrul municipiului Buzău, se resimte nevoia clară de parcare. Ne-am gândit să facem sub platoul Dacia o parcare subterană. Care... Mulți au spus că nu ar fi posibil. Păi, eu am demonstrat că este posibil. Dumnealor n-au demonstrat nimic. Deci avem posibilitatea să facem o parcare subterană în piața Daciei, deasupra putem să o mobilăm urban și să o punem la dispoziția buzoienilor, putem să facem centrul municipiului Buzău să fie pietonal, așa cum este la Brașov, cum este la Cluj, cum este la Sibiu, cum este în orașe foarte civilizate. Mai avem posibilitatea să facem și vom face o parcare supraterană în zona Direcției de Finanțe BRD. Acolo ne-ar prinde foarte bine o parcare pe 4 etaje și avem posibilitatea să modernizăm și să reconstruim piața centrală, Stan Săraru, cea de legume și fructe, să venim în întâmpinarea comercianților de acolo, să-i ajutăm să-și depoziteze, deci să facem o construcție pe 3 niveluri, ca să fiu mai explicit. La parter să le redăm demnitatea acelor oameni și buzoienilor care vin să facă un comerț civilizat și să refacem absolut tot ce este. La etajul numărul 1 să le punem la dispoziție spații de depozitare, de refrigerare și de a-și menține legumele în condiții normale de temperatură și de alte caracteristici și putem să închidem această piață ca să nu mai înghețe și negustorii și produsele dumnealor iarna. Acea piață trebuie închisă,
din toate punctele de vedere. Ca și piața industrială. Am fost și acolo și am discutat cu negustorii de acolo, care la fel sunt la fel de nemulțumiți de ce se întâmplă acolo de 26 de ani cu societatea care le administrează. Este vorba de societatea de piețe Târgu Șoboare. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Vom continua să citim mesajele dumneavoastră. Au venit multe și le vom citi în a doua parte. O să mai vorbim și despre proiectul pe care îl aveți, dar, bineînțeles, o să aflăm și cum se pot rezolva problemele. Mulți dintre oameni s-au obișnuit să audă soluțiile în campania electorală. Nu s-au obișnuit însă să vadă și respectarea acestor promisiuni după. Așa că o să vă cer o garanție. S-au obișnuit dintr-un singur motiv. Că de 4 mandate le aud pe aceleași, având aceeași administrație. Deci de 20 de ani sunt aceleași proiecte. Acum vom vorbi despre alte proiecte. Vă invit să rămâneți cu noi, continuăm în câteva minute.